Un bebeluș din orașul american Houston se luptă să supraviețuiască după ce a fost împușcat în cap de polițiști. Este declarația emoționantă pe care a făcut-o mama copilului, care trăiește o adevărată dramă. Nefericitul eveniment s-a petrecut în urmă cu 2 săptămâni, în timp ce forțele de ordine urmăreau suspectul unui jaf. Imaginile șocante au fost surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere de la o benzinărie, în timp ce mama băiețelului își alimenta mașina. Copilul în vârstă de un an se afla pe bancheta din spate a vehiculului atunci când un bărbat a urcat în mașina femeii și a cerut autoturismul. Chiar în acel moment, mai multe echipaje de poliție au apărut la fața locului și au început să tragă cu focuri de armă asupra mașinii. They were already shooting at my car. So I let him know that I have a child in my car and that I would not leave my car without my son. The right side of his skull is removed. He still has bullet fragments in his head. Deoarece bărbatul a refuzat să arunce arma pe care o avea în dotare, polițiștii au tras câteva focuri de armă spre el. Suspectul a decedat, însă a fost împușcat și bebelușul în urma schimbului de focuri. Avocatul mamei copilului condamnă modul de acționare al autorităților și susține că eroarea pe care aceștia au comis-o este una de neiertat. Any mother in America would have refused to give up their car with their baby in the back seat, and for that there she has had to pay such horrible consequences. În acest moment, bebelușul se află internat în spital și nu poate respira pe cont propriu. Micuțul este intubat și mai este ținut în viață doar de către aparatele la care este conectat. Ofițerul care a împușcat copilul a fost mutat în alt departament până când investigațiile în acest caz vor fi finalizate.